Duminică 5 iunie, sălăjenii sunt chemați la urne pentru a-și alege primarii și consilierii locali, dar și cei județeni. Alegerile se vor desfășura într-un singur tur de scrutin. Procesul de votare va începe la ora 7 și se va încheia la ora 21, odată cu închiderea urnelor. Alegătorii vor primi 3 buletine de vot pentru consilierii locali, consilieri județeni și primari, acestea fiind cele 3 categorii de reprezentanți care vor fi aleși direct la scrutinul local din 2016. Astfel, consilierii locali și cei județeni sunt aleși în baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporționale, în timp ce primarii sunt aleși în urma scrutinului uninominal. Pentru a putea vota este necesar oricare din următoarele documente: cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, carnetul de serviciu militar în cazul elevilor din școlile militare. Aceste documente trebuie să fie valabile în ziua votării. Pentru ca buletinul de vot să nu fie declarat nul, ștampila cu mențiunea votat se aplică în interiorul patrulaterului care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului care se dorește a fi ales. După aplicarea ștampilei, cetățenii îndoaie buletinul de vot și îl introduc în urne. Introducerea buletinului de vot în altă urnă decât cea destinată candidaturii nu atrage după sine nulitatea votului. După introducerea buletinului de vot în urnă, alegătorii trebuie să predea ștampila membrilor secției de votare care au obligația să ștampileze actul de identitate cu data scrutinului și mențiunea votat. La fel ca și în 2012, și în 2016 primarii sunt aleși într-un singur tur de scrutin, fiind declarat ales acel candidat care a obținut majoritatea simplă a voturilor din circumscripția electorală locală, fără să mai fie nevoie de un al doilea tur de scrutin. În ceea ce îi privește pe cetățenii românii din țară, restricțiile privind locul în care votează sunt mai mari decât în cazul celorlalte tipuri de alegeri, la care se poate vota pe liste speciale sau suplimentare. Astfel, la alegerile locale se poate vota doar în comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială în care alegătorul își are domiciliul și numai la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu. În situația în care anumiți alegători cu drept de vot au fost omiși din lista electorală permanentă a unei secții de votare, dar care fac dovadă că domiciliază în raza secției respective, pot vota fiind însă înscriși în lista electorală suplimentară întocmită de președintele biroului electoral al secției. Totodată, cetățenii care și-au stabilit reședința într-o altă localitate cu cel puțin 3 luni înaintea datei alegerilor pot vota în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Pentru a afla care este secția de votare, cetățenii pot accesa pagina online Registrul Electoral pusă la dispoziție de Autoritatea Electorală Permanentă, informația fiind disponibilă pe baza identificării cu numele de familie și codul numeric personal. Dreptul de vot este garantat prin Constituția României și poate fi exercitat de fiecare cetățean care a împlinit cel puțin 18 ani până în ziua alegerilor și inclusiv cu excepția persoanelor alientate mental, puse sub interdicție și a celor condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.